Astăzi vă arăt o rețetă de prăjitură numită semilună. Avem nevoie de 250 de grame unt la temperatura camerei, 200 de grame zahăr pudră, 7 albușuri, 7 gălbenușuri, 200 de grame făină, zeama de la o lămâie, un praf de copt, un zahăr vanilinat, aproximativ o lingură coajă rasă de lămâie, un praf de sare, iar pentru pudrat, 100 de grame de zahăr vanilinat. Mai întâi, preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Apoi, vom bate albușurile. Deci cele 7 albușuri cu un praf de sare. Le vom bate bine spumă. După ce am bătut bine albușul spumă cu sarea, voi pune o jumătate din cantitatea de zahăr pudră, aproximativ 100 de grame. Și bat în continuare până se întărește spuma. Am terminat de bătut albușurile. După cum se vede, s-au întărit. Le dau deoparte. Acum voi pune untul pe care îl voi amesteca cu zahărul pudră care a mai rămas, restul de 100 de grame. Amestecăm totul bine. Acum voi adăuga câte un gălbenuș. Puteți face și cu un tel de mână, va sări mai puțin. Voi adăuga și zahărul vanilinat. Coaja de lămâie. Acum a mai rămas făina, zeama de lămâie și praful de copt pe care îl adaug în făină. Amestecăm ușor. Acum voi adăuga zeama de lămâie. Voi proceda mai repede pentru că praful de copt intră în reacție cu zeama de lămâie. De aceea am amestecat mai întâi albușurile pentru a le avea pregătite. Amestecăm cu albușurile spumă.
La început vom amesteca până desfacem bine, bine totul. Amestecăm foarte, foarte bine până dizolvăm. Chiar dacă albușurile se topesc, pentru că avem de unde. Iar acum procedăm mai ușor. Când facem această operație, cuptorul trebuie să fie deja încins la 180 de grade. Deci, prin răsturnare, este aproape gata. Acum într-o tavă 30x34, o tavă de aragaz obișnuită, am pus o foaie de copt. Puteți să, dacă nu aveți foaie de copt, tapetați bine cu margarină solidă sau unt sau ulei presărat cu făină. Eu am lipit ca să țină foaia cu puțin ulei. Acum. Nivelăm bine prăjitura. O uniformizăm. Și o dăm la cuptor pentru aproximativ 30 de minute la foc potrivit. Prăjitura s-a copt, este ușor rumenită pe margini. O scot din tavă și o las să se răcească pe hârtia de copt. În cazul în care ați copt prăjitura fără hârtie, atunci o lăsați să se răcească în tavă, unde urmează să fie tăiată sub formă de semilună. Tăiem prăjitura cu o formă rotundă. În cazul în care nu aveți, folosiți un pahar sau o formă de semilună. Tăiem întreg, cu rotundul întreg. Și acum vom pune forma până la jumătate și apăsăm. Și vom scoate semiluna. Le veți face mai mici, mai mari, cum doriți. După preferință.
în continuare la fel. Le pudrăm cu zahăr, dar le dăm chiar prin zahăr vanilinat, zahăr pudră vanilinat. Sunt foarte pufoase. Am tăiat o parte din prăjitură. Așa arată. Este pufoasă, are o aromă plăcută de lămâie și un gust ușor acrișor. În speranța că v-am fost de ajutor, vă mulțumesc că mă urmăriți!